Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar în cadrul întâlnirii de azi vom parcurge tema ordinea efectuării operațiilor în mulțimea numerelor raționale. Matematică, clasa 6. Atenție! Pe mulțimea numerelor raționale, ordinea de efectuare a operațiilor păstrează aceleași reguli ca și în cazul operațiilor cu numere naturale sau numere întregi. Astfel, se vor efectua întâi ridicările la putere, apoi înmulțirile, împărțirile, în ordinea în care apar și, în final, adunările și scăderile. Să vedem câteva aplicații. Prima dintre acestea ne cere să calculăm la punctul A, acoladă, paranteză pătrată, paranteză rotundă, 1 pe 2, plus 1 pe 3, plus 1 pe 5, împărțit la 2, plus 3, închidem paranteza pătrată, ori 30, minus paranteză rotundă, 1 întreg și o doime, de împărțit la 3 întregi și 7 cincimi, închidem acolada, totul de împărțit la 3. La punctul B avem o altă cerință care implică alte tipuri de operații cu numere raționale. 1 plus paranteză minus 1 pe 3 plus paranteză rotundă minus 1 pe 3 totul la a doua plus minus 1 pe 3 totul la a treia plus minus 1 pe 3 totul la a patra. Haideți să vedem împreună cum anume rezolvăm aceste două exerciții de calcul. Pentru exercițiul de la punctul A, vom aduce la același numitor fracțiile din paranteza rotundă, iar pentru cea de-a doua paranteză rotundă din cadrul acoladei, vom introduce întregi în fracții. Observăm că fracțiile din prima paranteză rotundă au numitorii 2, 3, respectiv 5. Cel mai mic multiplu comun al acestora este 30. Așadar, numitorul comun al fracțiilor 1 pe 2, 1 pe 3, 1 pe 5 este 30. În acest caz, prima fracție se amplifică prin 15 și obținem 15 pe 30, este fracția echivalentă cu fracția 1 pe 2. A doua fracție se amplifică prin 10, obținând fracția echivalentă 10 pe 30, iar cea de-a treia se amplifică prin 6, obținând fracția echivalentă 6 pe 30. Copiem în rest ce avem în cadrul parantezei pătrate, ajungând la cea de-a doua paranteză rotundă din cadrul acoladei, cum spuneam și mai devreme, introducem întregi în fracții. O să obținem pentru un întreg și o doime, fracția echivalentă 1 ori 2 plus 1 pe 2, de împărțit la 3 ori 5 plus 7 pe 5, care este fracția echivalentă numărului 3 întregi și 7 cincimi. Așadar, efectuând operația din cadrul parantezei rotunde, primei paranteze rotunde, obținem suma celor trei fracții 15 pe 30, 10 pe 30 și 6 pe 30, fiind 31 pe 30. Aceasta se împarte la 2, se adună cu 3, iar tot rezultatul se înmulțește cu 30, din care scădem mai departe operația de împărțire dintre două fracții, se traduce într-o operație de înmulțire între prima fracție și răsturnata cele de-a doua, așa cum aici avem prezentat, adică 3 pe 2 împărțit la 22 pe 5 ne va da 3 pe 2 înmulțit cu 5 pe 22. Transformăm parantezele în sensul că se preia rolul acoladei de către paranteza pătrată și mai departe obținem paranteză pătrată, 31 pe 30 ori 1 pe 2, plus 3, într-o paranteză rotundă, înmulțit cu 30, minus 3 pe 2, de înmulțit cu fracția 5 pe 22, într-o paranteză rotundă, totul între paranteze pătrate împărțit la 3.
Dacă efectuăm operația de mulțire între fracția 31 pe 30 și 1 pe 2, se mulțesc între ei numărătorii de 31 ori 1, ne va da 31, respectiv numitorii 30 ori 2, 60. Plus 3 ori 30 minus, la fel, 3 ori 5, 15, supra 2 ori 22, 44. Așadar, avem de calculat paranteză pătrată 31 pe 60 plus pe 3 îl scriem ca fracție 180 pe 60. Închidem paranteza rotundă, înmulțim cu 30 minus fracția 15 pe 44, închidem paranteza pătrată, totul împărțit la 3. Obținem în continuare 211 pe 60 înmulțit cu 30 minus 15 pe 44 de împărțit la 3, adică în urma simplificării prin 30 obținem 211 supra 2 minus 15 pe 44, totul de împărțit la 3. Amplificăm prima fracție prin 22 și obținem 4642 supra 44 minus 15 pe 44, totul împărțit la 3. Așadar, 4627 supra 44 de împărțit la 3, adică 4627 supra 132. Această din urmă fracție se poate proba ușor că este o fracție ireductibilă, deci rămâne sub această formă. La punctul B, folosind regulile de calcul cu puteri și regulile semnelor, obținem că primul calcul este echivalent cu 1 minus 1 pe 3 plus 1 pe 3 totul la a doua minus 1 pe 3 totul la a treia plus 1 pe 3 la puterea a patra. Adică așa cum se observă în imagine, 1 minus 1 pe 3 plus 1 pe 9 minus 1 pe 27 plus 1 pe 81. Constatăm că toate fracțiile din relație se pot scrie ca puterea lui 3, cea mai mare dintre acestea fiind 81. Așadar, numitorul comun va fi 81. Prin amplificări corespunzătoare fiecăruia dintre termenii sumei, obținem 81 pe 81 minus 27 supra 81 plus 9 pe 81 minus 3 supra 81 plus 1 supra 81. Așadar, 81 minus 27 plus 9 minus 3 plus 1, adică 54 plus 6 plus 1 supra 81, deci 61 supra 81, care la fel este o fracție ireductibilă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!